Ce trăznaie! Să nu-mi sune cineva în timpul ăsta, aia e treaba. Cred că are semnalul slab aici. Eduardo! Nu-ți aude, mă! Nu mai scăpăm, gata! Hai să mai apăsăm! Eduardo, te sun! M-auzi? Eduardo! I just called to say I love you! Domnul Eduardo, deci este cel mai tare număr pe care eu l-am văzut vreodată. Deci, dacă... Scuză-mă, închid acum că te văd în fața mea aici, Eduardo. Treaba este următoarea. N-are nicio legătură cu Ave Maria, săraca. Pur și simplu nu m-am pregătit bine. Altă dată m-am pregătit mai bine. Dar tu știi de câte ori am fost eu nepregătit pe scenă. Eu te înțeleg cel mai bine. Vreau să spun așa. Dacă o companie de telefoane te vede, eu zic că poți să faci bani buni. Tu chiar ascultai melodia respectivă? Sau era la mișto? Chiar ascultăm? Dumnezeule, este o performanță extraordinară. Când auzi de la telefon și cânti în același timp, te și auzi pe tine cântând sau auzi doar ce se aude în telefon? Mă aud și pe mine. Te auzi și pe tine. Te-ai auzit vreodată înregistrat? Cum cânti atunci când... Eu zic să nu complicăm cu tehnica. Nu mai eram curios. Adică te-ai înregistrat pe bandă și după aia te-ai ascultat tu pe tine? M-am înregistrat, dar nu știu de ce... Nu știu care e paradoxul, că când mă înregistrez sună mai rău, dar când așa sună mai bine. Dar nu știu de ce. Nu știu de ce. De asta am întrebat. Acasă vă spun cinstit, mult mai bine. Eu știu, noi și chiar bine. Acasă mult mai bine, dar nu știu de ce. Eu te înțeleg. Am pățit asta pentru că aveam o sculă veche sovietică, era maiac. Acum că mi-a zis cu înregistrările și asta, am început să-l mai înțeleg. Bine, Andi? Nu, de la mine îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat în seara asta, e nu. Mihaela? Nu e și de la mine. Nu, 3 de nu. Îmi pare rău. Și de la Mihaela 4 de nu. Nu-i nimic, o să mă încerc. Bravo, Eduard, îți mulțumim frumos pentru vizită și mai ales pentru faptul că ne-ai adus ceva nou. Pur și simplu nu s-o primit chiar bine, eu știu. Dar nu știu de ce, de la emoții, de la ce, nu știu. Posibil de atât că sărăcit o leacă, posibil, nu știu.